Aș vrea să spun, doamna secretar general, domnul prefect, nici am înțeles, puteți să stați liniștiți, niciodată nu ocupa funcția noastră. Doamna lucrurile, doamna consilier, doamnele consiliare, trebuie să vă spun că nici funcția noastră nu am de gând să ocup, că e o incompatibilă. Deci, să fiți liniștiți, în 4 ani de zile nu-mi doresc funcția de consilier. Îmi doresc, așa cum am jurat, să îmi cu toată priceperea și toată sănătatea pe care o am, să pot face tot ce mai bine pentru comunitatea aceasta. Îmi doresc să facem o echipă bună, vreau să vă rog să uitați de principiile politice, să uităm că suntem membri ai unui partid politic, cel puțin când suntem în ședințele de Consiliu. Eu vreau să avem o relație foarte bună în Consiliul Local, indiferent ce propuneri le aduce, să le aduce să fie viabile, să fie credibile, să fie pentru bine cetățenilor. Și atâta timp cât vom avea o relație bună, eu încercam să pun în aplicare ceea ce mi se propune dumneavoastră. Să nu fie propuneri aberante, că vrem să facem nu știu ce lucru care nu se pot face. Să veniți cu propuneri, cu susținere financiară, fiindcă bugetul comun e nu limitat, e insuficient, dar încercăm să-l echilibrăm și să-l folosim cum trebuie. Vreau să vă rog, indiferent ce probleme ți avea, să veniți să spunem, să ne consultăm, nu știu eu buricul pământului, dar deocamdată ești primar și sunt ordonator de credite. Ești responsabil pentru ceea ce fac. Nu vreau să fac nicio aberație, am scris, am jurat, că voi respecta legile țării și nu să fac nimic cu recredință ca să iasă ceva rău. Deci să nu credeți cumva că atunci când vin cu o propunere de hotărâre în Consiliul Local, ceva va fi ascuns. O să fiu deschis cu dumneavoastră întotdeauna, fiindcă vreau să dezvoltăm comuna noastră, vreau să fac din comuna noastră să fie agreată de către tăți. E o luptă în viață, dar eu n-aș vrea să ne luptăm noi unul cu celălalt. Eu vă rog foarte frumos să fim o echipă, indiferent de culoarea politică, indiferent de principiile politice pe care le aveți, să facem ceva pentru binele comunității. Aș vrea să vă rog că să participați la ședințele din Consiliul Local, la comisii, sunt la o ședință care se fac și vom găsi pe un numitor comun să le facem să fie bine. Doresc mult succes la fiecare dintre dumneavoastră. Vă mulțumesc frumos și vă rog ca să susțineți binele comunei noastre. E foarte important să vrem ca în comuna noastră să fie liniște, să fie pace, să fie înțelegere între oameni, să fie înțelegere între confesiunile religioase, să fie înțelegere între etnii. Eu nu sunt primarul țiganilor și aș vrea să înțelegeți că sunt primarul tuturor cetățenilor din comuna noastră. Avem 2472 și îi reprezent pe atați. Și pe aceia voi, și pe aceia voi. Și nu de rușine de ei și o spun oricând că toți cei care cu domiciliu în Chiaș fac parte din comuna pe care îi reprezint eu. Și vreau să îi reprezint cu cinste. Nu de rușine de faptul că sunt din comuna Chiaș, dar unde mă duc, mă laud cu comuna Chiaș și vă rog să înțelegeți că merită să facem mai mult pentru comuna noastră. Are nevoie de foarte multe lucruri, le am în vedere pe tărți, să știți dumneavoastră că am în vedere și apă, am în vedere și canalizare, am în vedere și vale, am în vedere și instituția să fie reabilitată, am în vedere toate lucrurile și voi încerca să fac tot posibilul ca să fie bine. Vă rog să îmi spuneți întotdeauna când aveți o propunere, indiferent de ce natură e, și să o discutăm, să vedem ce putem face, să nu ne trezăm numai că suntem în fața unui punct împlinit, că dumneavoastră vreți una și eu vreau altceva. Nu. Să ne înțelegem frumos, oricând, îți deschis la orice oră, la orice discuție. Vă rog frumos să fim o echipă. Echipa care e formată din cei 11 consilieri și primarul și echipa care totodată e formată din aparatul propriu, care împreună cu noi trebuie să lucreze spre binele cetățenilor. Eu vă mulțumesc foarte frumos și mulțumesc domnului părinte că a vrut să iei parte la această ceremonie oficială și să știți că e foarte important ce am făcut aici. De aici pornim și eu vreau să pornim cu dreptul și să facem numai lucrurile care sunt bune.
Vă mulțumesc, domnule prefect, și dacă ți ajunge undeva mai mare, că nu aveți conflict de interese, să țineți cont că eu și o parte din cetățenii comunii vă susțin. Și vă doresc mult succes în tot ce faceți. Dacă